Pe ordinea de zi a ultimei ședințe extraordinare a Consiliului Local Câmpina s-a aflat și un proiect de hotărâre prin care aleșii locali urmau să aloce 24.000 de lei pentru evenimentul BPHD-ul In Memoriam, organizat an de an la Castelul Iulia Hajdeu. Anul acesta se împlinesc 179 de ani de la nașterea savantului. A solicitat o sumă de 2.400 de lei, având în vedere importanța acestui eveniment, vă rog să fiți de acord cu acordarea acestei sume, să fiți de acord cu proiectul de hotărâre de Consiliu. Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate, iar evenimentul va avea loc pe data de 25 februarie la ora 11.